Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi avem în atenție rugby-ul și ceea ce am tot amenințat eu și am tot povestit de-a lungul timpului că îmi doresc foarte mult să discutăm de ceea ce înseamnă rugby la gura humorului. Astăzi mi se împlinește. Andrei Varvaro este alături de noi de la rugby. Să vă spun exact CSS, dar e văd și un material de prezentare pentru că la gura umorului a pornit a început să rostogolească o chestiune pe care eu o așteptam de foarte multă vreme. Din momentul în care auzeam că ai noștri copii sunt campioni naționali, îmi puneam întrebarea de ce nu facem ceva pentru a păstra pentru a-i păstra la oaltă și pentru a-i crește cât mai bine și mai frumos. După aia au fost vicecampion național, iarăși campion național. Cu alte cuvinte, o poveste foarte interesantă pe care vreau să o aflu de la invitatul meu de astăzi. CSS, gura humorului, așadar, ani buni de zile cu rezultate deosebite, iar mai nou și echipă de senior la gura humorului. Bună, Andrei, bine ai venit alături de noi. Bună, bine v-am găsit. Cum e și cazul, cum e și normal, cred eu, la bun început trebuie să, pentru cei care nu te cunosc, ori mai fi din familia rugby-ului cu certitudine, nu, dar pentru cei care nu te cunosc, să face cunoștință cu Andrei Varvaroi. Andrei Varvaroi, adică eu, da. Am început rugby destul de târziu, aș putea spune, undeva pe la 15 ani. Dar născut unde? Berchișești, la gura humorului, crescut și actual trăiesc în Berchișești. Am început rugby la 15 ani, la gura humorului, la RC Domus, apoi CSS gura humorului. Am terminat junioratul cu un loc 3 pe țară, cu generația 85-86, apoi 5 ani la Politehnica Iași și din 2009 până anul ăsta la CSM Suceava. Anul ăsta vorbesc de partea rugbistică, de practică, la ACSR CGH. Ca antrenor din 2010 la CSS Gura Humorului, pe catedra de rugby, și din 2017 am luat concursul la funcția de manager și sunt și director la CSS Gura Humorului. Bă, ăsta ar fi traseul tău la ceea ce înseamnă reprezentarea cea mai înaltă în rugby, perioada Iași, nu? Iași, aia da. Atunci, 2004-2009, era campionat național, nu era Superliga, era divizia națională de seniori și erau 12 echipe cu toate echipele, cu Steaua, Dinamo, care erau în Baia Mare. Și atunci, să spun că a fost perioada de top. De maxim în ceea ce înseamnă prezența lui. Și studii în același timp. Foarte important și studii, pentru că asta contează foarte mult în orice ecuație până la urmă. Bun, acum, fiind lămurit acest aspect, deja cu durere constat eu că vorbim la trecut de competiții cât se poate de consistente în ceea ce înseamnă rugby. N-aș vrea să fac o analiză sinistră până la urmă acestui sport, dar în momentul de față este cel puțin acest sport e într-o cădere liberă. Da, probabil punctul culminant al acestei căderi a fost descalificarea echipei naționale a României de la campionatul mondial. După celebrul meci cu... Nu, a fost un cumul de acțiuni. Ca și idee, s-a folosit un jucător care nu era... cum să spun, nu putea să joace pentru... Nu era compatibil. Nu era compatibil, da. Un jucător din Tonga care a fi jucat pe la Rugby 7, nu s-a știut. Rușii au ținut bomba, au lansat-o exact când trebuiau. După vreo două luni de dezbateri la forum internațional, am primit, să
spun tragică veste pentru rugbyul românesc. Vă dați seama, până acum Naționala României a participat la toate edițiile de Cupa Mondială. Anul ăsta am fost descalificați. Jucam chiar cu Japonia în deschiderea Cupei Mondiale din 2019. Era ceva extraordinar pentru băieții aia care au muncit acolo, dar și pentru noi ca suporteri. Chiar aveam pușculiță formată pentru a pleca în Japonia. Pentru rugby românesc în general. Da, pentru rugby românesc. O greșeală fatală. Neasumată. Neasumată? Neasumată nici în momentul de față. Păi e foarte grav. E foarte grav. Bine. Da, vezi, asta se răsfrânge până la urmă asupra întregului rugby. Că până la urmă, cum să spun, avem competiție internă, dar încetul cu încetul văd că dispar tot mai multe echipe. Numai departe Iașiul, de care făceam vorbire, acum 2 ani de zile a sucombat. Da, a implozat, sau cum se spune. De asemenea, nu mai departe, în sezonul competițional, nu cel care a trecut, celălalt, Suceava a promovat, dar n-a mai promovat. Exact. Ceva nu-i bine. Probabil totul se rezumă la lipsa fondurilor. Nu sunt bani. Discutam înainte de a începe această emisiune că fără bani nu se poate, adică nu... Da, nu se poate performanță fără bani, clar. Iașul era la un moment dat, era într-o creștere foarte frumoasă. Da? Dacă stăm și ne uităm la jucătorii care au plecat de la Iași, s-au împânzit în toată țara, Suceava și Iași, mare majoritate, dar mulți jucători de top s-au dus la Buzău, chiar și la Dinamo, sunt și CSM. Steaua, sunt doi jucători chiar care sunt titulari la Steaua. Ce era o echipă cu potențial. Acolo nu știu ce probleme au avut, promisiuni din partea politicului sau proastă gestionarea fondurilor și sincer îmi pare foarte rău că eu am jucat și eu acolo 5 ani, știu pe toți băieții și chiar sunt băieți foarte de treabă și care sunt pasionați de rugby. Da, păi numai departe de... Vreau să înțelegem puțin tot acest context, pentru că în acest context, la gura umorului care a reușit de-a lungul timpului, stai așa că am foarte frumos colega Gabi, da? Gabi. O prezentare cum scrie la carte, nici nu știam că aveți atât de mulți, știam că sunt mulți, dar nu știam că sunt atât de mulți la echipa națională din gura umorului. Da. Dar așa, la CSS, campioni naționali Under 17 în 2001, da? Da. Campion național Under 18 în 2002. Locul 3 în 2004 la U19, locul 3 la U16 în 2010, 2013 campion național U19. Ăla e un rezultat foarte important pentru noi. Pentru juniorii nu e destul de greu să devii campion național, adică de la Focșari în sus nu a mai luat nimeni în Moldova titlul de campion național la junior 1. Dar campion național U15 în 2017, adică, cum să spun, e clar din punctul meu de vedere că un filon bun pentru rugby este la gura humorului. În toată această problemă și situație pe care o avem în rugby românesc, care clar derivă și din partea sau din partea financiară în primul rând, dar ori mai fi și alte probleme, deplângeam situația celor copii. Pentru că ce se întâmplă? 15 sunt teren, da? Da, lotul e de 20. 30. Din ăștia 30, când ies campioni naționali, fac ochi dulce, nu pentru toți 30. Exact. Fac numai pentru vreo 10, pentru vreo 12. Restul se pot pierde și e păcat de ei, pentru că s-au muncit mult și sunt super valoroși, poate n-au avut noroc cred la momentul respectiv. 80 sau 90 din jucătorii care termină junioratul se pierd. Deci 80 sau 90% din jucătorii care termină junioratul se pierd. Exact din această problemă. Exact.
Noi avem o chestie acum foarte, apropo de spuneai de Gabi Popescu de la Fundația Te Aud România, Îi Fundația, mulțumim, a mulțumesc. contribuit ca să realizăm această Da. emisiune, îi mulțumesc frumos. Ea a fost cea care l-a adus pe Daniel Körver, directorul la DHL România, la gura humorului. I-a plăcut lui Daniel ce facem noi la gura humorului, chiar dacă stadionul e sărăcăcios, chiar dacă el jucă în rugby în Anglia și în Rusia, a jucat. El a văzut chestia pur rugbistică, trecând de chestii de infrastructură. Și din 2017 a reușit să implementeze un sistem de burse pentru copii, Rugby pentru toți copii, programul Rugby pentru toți copii. În 2017 am avut 9 burse, iar spre fericirea mea, așa aș putea să spun, în 2018 avem 20 de burse, deci a crescut exponențial. Da, Daniel e cel care a inițiat chestia asta, și mulțumesc pe calea asta că tot timpul e un om extraordinar și poate aveți cum să spun, momentul, oportunitatea să-l cunoașteți. Da, Avem cu pe mare drag, 18, pe bănuiesc. 18 noiembrie, când avem meciul cu Suceava de acasă, avem și întâlnire în programul de mentorat cu copiii. De asemenea, copiii au un program de dezvoltare personală. Fiecare copil face parte cu psiholog, cu întâlniri lunare. De asemenea, fiecare copil din programul ăsta de mentorat are câte un mentor. Și vorbim de directorul DHL, directorul BNR, domnul Manea. Avem pe Charlie Crook, directorul Camerei de Comerț Româno-Britanice, pe Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR. Și lista e lungă, chiar dacă aș Da, putea nu, să nu, vă n-ar fi rău să, să-i menționăm pentru că. da, Sergiu Manea de la așa, domnul George Stratum, care a fost președintele Federației Române de Rugby și care de anul ăsta a implicat în programul de mentorat, dar și în echipa de seniori ne-a luat primul kit de joc, care e destul de costisitor și ăla. Virgil Stănescu, președintele Federației Române de Basket. Adică e o chestie foarte interesantă, Sportul e sport, n-are limite. Exact. Daniel Filip, soțul Andrei Răducan, care l-am întâlnit la maratonul DHL și un tip extraordinar. Avem și din zonă pe Nadia și Ionuț Crețuleac, care sunt la fel figuri importante în activitatea județeană de zi cu zi. Mai avem pe tot din zonă pe Florin Irimescu, care este managerul la Vale Putna. Are un brand foarte, foarte apreciat în Europa, chiar de produse de păstrăv. Și Și toți aceștia participă la această activitate de mentorat. Cu alte cuvinte, fiecare are câte un copil câte un copil cu care ține legătura, vorbește, discută în momentele delicate. situație Un al școlară, treilea părinte. un al treilea părinte, Un al da. treilea părinte. Exact, cu situația școlară, cu problemele care apar. Modelul ăsta de unde e preluat? Nu știu dacă. Probabil Gabi Popescu și știi mai bine. Da, nu chiar ideea asta, dacă nu știu dacă am preluat de undeva modelul ăsta, dar e o chestie de dezvoltare personală a copiilor. Și contează foarte mult. Ei, aici vreau să ajung cumva că în toate aceste probleme în care se zvârcolește până la urmă rugby-ul din România, am ajuns sau ați ajuns mai corect spus la gura umorului să găsiți o soluție. Și am înțeles că mai devreme menționați DHL, da? DHL și BCN. Și BC vin alături de rugby. Atenție! Pentru o perioadă de 3 ani de zile. Pentru echipa de seniori. Pentru echipa de seniori, pe o perioadă de 3 ani de zile. Cu Da. alte cuvinte, pun umărul să urnească Exact, lucrurile acolo. foarte bine, foarte bine spus. Ca mai apoi, cum era aia, zboară puiule, nu? Da, proiectul care l-avem cu echipa de seniori, ACS, Rugby Club Gura Humorului, pleacă ca o continuitate a programului de mentorat și a echipelor de junior. De exemplu, din programul de Vreau să-ți mentorat. păstrez ideea, Da. pentru că acum urmează un moment culminant și e numai bine pentru noi, băgăm publicitate și ne vedem imediat după.